În primul rând, să nu vă să lămurim o chestiune care ține de adresare, că multă lume nu știe cum să mi se adreseze. Fără nicio problemă, puteți să vă adresați mie, domnul primar, pentru că nu există în adresare domnul fost primar. În știri sau când se spune, când povestiți despre o despre persoana subsemnatului, fostul primar și așa mai departe. Dar când vă adresați este domnul primar. De ce? Pentru că este un titlu și respectiv titlul se dobândește și se păstrează. Odată primar, toată viața primar. Odată președinte, toată viața președinte. Odată host, toată viața host. Dar asta e despre alții. Respectiv, puteți face oricând referire în acest sens și la fel și dumnealui, dacă are legitimație, a fost ales și așa mai departe. La mine titlul este triplu, pentru că de 3 ori am fost ales. Acum, nu urmăresc scopul de a reveni în funcția de primar. Eu nu o să mai candidez mai mult la funcția de primar. Eu vreau să ajut pentru ca lucrurile să meargă înainte în municipiul Chișinău, să nu stea locului și să nu se învârte precum caruselul.